Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Vasilica Steliana Miron a devenit parlamentar în Colegiul 1 Gura Humorului Câmpul Lung Moldovenesc Vatra Dornei prin metoda redistribuirii. 7155 de persoane din acest colegiu i-au făcut vânt spre Parlament. Bucuroasă, aceasta îi și răsplătește pe votanți și își deschide cabinet parlamentar în Rădăuți, localitate care nu are nimic de a face cu acel colegiu în care doamna este senator. Vasilica este o doamnă și nu poate să piardă timpul cu deplasările în colegiul, așa că a ales să-și deschidă cabinet parlamentar la ea acasă, în Rădăuți. Pentru deplasări, doamna senator, economistă din fire, s-a gândit să nu cheltuiască din banii contribuabililor odată, ci de două ori. Odată oricum are asigurată suma de buget și a doua oară cine are nevoie de Vasilica trebuie să mai scoată ceva bani din buzunar pentru a ajunge la baroana Vasilica. Probabil că este mai ușor de acasă să gestioneze problemele celor aflați la zeci, chiar sute de kilometri, în timp ce își poate rezolva și problemele personale. Dacă nu are timp să se deplaseze în colegiul pe care îl reprezintă, le transmite cetățenilor pe pagina ei de Facebook un mesaj mai mult decât edificator. Vreau să fac o alt fel de politică în beneficiul omului simplu, mai bună, mai curată, lipsită de egoism. Vreau un stat în care să se respecte adevăratele valori, cinstea să fie o virtute și nu un handicap. La rubrica despre mine, Vasilica, senatorul redistribuit, se consideră o persoană creativă, un bun organizator, altruist, atentă la nevoile celor din jur, cu simțul umorului dezvoltat și demnă. Toate aceste atribute o caracterizează din cap până în picioare. Într-adevăr, știe să-și organizeze lucrurile, fiind și atentă la nevoile celor din jur, dar mai ales la ale ei. Își deschide cabinet la Rădăuți pentru a se descurca ușor. Fiind distanță la mijloc, votanții nu își vor permite să-i deschidă ușa prea des. De asemenea, Vasilica tot pe Facebook punctează: îmi place să mă implic în rezolvarea problemelor comunității, să cunosc oameni noi, locuri noi, cultura și obiceiurile altor popoare, să fiu la curent cu noutățile ce apar în toate domeniile mele de interes, să citesc, să ascult muzică și să dansez. Se pare că rezolvarea problemelor comunității se referă doar la cei care vor veni la Rădăuți și îi vor relata cu ce se confruntă. Dar nu contează. Important este că Vasilica este pasionată de dans. Totodată sunt preocupată de drepturile cetățenilor români care lucrează în străinătate, de nediscriminarea acestora în raport cu ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene, scrie Vasilica pe contul de socializare. Atunci, faptul că își deschide cabinet parlamentar la Rădăuți are o explicație. Pentru ea, cetățenii din Colegiul 1 sunt plecați peste hotare în străinătate. Humor, Câmpul Lung, Dorna, Crucea, Coșna, Broșteni sau Dorna Arin, raportate la Rădăuți, fac parte din Uniunea Europeană, după faptele și considerentele Vasilicăi. Așa că cei 7155 de alegători ai Stelianei Miron nu sunt semnificativ pentru ea și nu merită să facă naveta în colegiu pentru ei. Așa că cine vrea să vină la Vasilica la Rădăuți, că doar nu-și va strica ea mașina, pantofii cu toc și coafiura, doar pentru atâția oameni, peste 7000. Dacă erau mai mulți, poate, poate.